Începem astăzi o nouă serie dedicată țărilor conectate cu profețiile finale, în care vom privi mai multe țări din zona Orientului Mijlociu, dar nu numai, țări care au legătură cu profețiile scripturii despre vremea din urmă. Toate aceste țări sunt conectate în primul rând cu Israelul și este foarte interesant de urmărit felul în care se împlinesc în zilele noastre cuvintele scripturii scrise iată cu mii de ani în urmă. Este vorba așadar de țări care vor fi implicate în conflicte militare cu statul Israel. Unele dintre acestea au mai făcut acest lucru și în trecut, în perioada celor 76 de ani de când a fost declarat statul modern evresc în 1948, altele vor fi implicate în viitorul, credem noi, nu foarte îndepărtat. Vom privi în fiecare dintre cazuri la istoria țării sau a poporului adus în discuție. Apoi la situația sa actuală, și în final la profețiile despre ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Iar prima țară aleasă este Libanul, din cauza prezenței organizației teroriste Hezbollah, care este implicată într-un conflict ce escaladează, așa cum am văzut în ultimele zile. Este vorba deja de un război în desfășurare. Și sigur se pune întrebarea ce legătură are războiul actual cu profețiile scripturii, spre ce se va îndrepta situația de la nordul statului Israel, și de asemenea ce are de spus scriptura despre această țară numită și astăzi Liban, așa cum o găsim și în interiorul Bibliei. Așadar, vom privi pe rând istoria acestei țări, acestei regiuni apoi evenimentele recente din această zonă și în final care sunt profețiile ce își așteaptă împlinirea. Despre istoria țării numite astăzi Liban ar fi de spus că în perioada antichității aceasta se numea Fenicia. Potrivit relatării din Cartea Geneza, dar și a izvoarelor istorice, fenicienii se trăgeau din cananiți care la rândul lor veneau din Ham, fiul lui Noe. Așa cum citim în Geneza capitolul 10, hotarele cananiților se întindeau de la Sidon, cum mers spre Gherar până la Gaza și cum mers spre Sodoma, Gomora, Atma și Țeboim până la Leșa. Aceștia sunt fii lui Ham după familiile lor, după limbile lor, după țările lor, după neamurile lor. Este vorba de o zonă care se întinde începând din Sidon, spre sud până la Gaza și spre est, spre orașele dispărute Sodoma și Gomora. Aceasta era zona în care locuiau cananiții. În ceea ce îi privește pe fenicieni, fâșia de coastă ocupată pe malul Mediteranei de către aceștia era cuprinsă între zona de la nord de Muntele Carmel, acolo unde se află orașul Haifa de azi, până la cetatea Ugarit. Orașele lor principale erau Tir și Sidon, între care se află până astăzi și Sarepta, pe care o găsim menționată în scriptură. Alte orașe importante ale Feniciei erau Balbec, Biblos, Aco și Tripoli. Ocupația principală a fenicienilor a fost comerțul maritim cu produse autohtone, fie agricole, inclusiv vinul, fie manufacturiere, în special purpura, un material foarte scump pe care ei îl duceau în diferite părți ale lumii, în bazinul Mării Mediterane. Fenicienii au fost cunoscuți și sub numele de cărăușii mărilor și au ajuns astfel să înființeze colonii pe țărmurile Mediteranei din Spania și Italia de azi până în nordul Africii. Cel mai important oraș care a avut un rol deosebit în istorie a fost Cartagina și nu este timpul acum să intrăm în detalii. Fenicienii sunt arătați și în Vechiul Testament cu aceleași ocupații, având însă bune relații cu evreii în timpul regelui David și cel uh, al lui Solomon. Așa cum citim, de exemplu, în cartea a doua a lui Samuel, Hiram, împăratul tirului, a trimis sol la David și lemn de cedru și tâmplari și cioplitori de piatră care au zidit o casă lui David. Foarte frumoasă această relație de bună vecinătate, deosebită de cea pe care regatul din Israel a avut-o cu celelalte popoare din jur, precum Edomiții, Moabiții, Filistenii și Amoniții. Cu toate aceste popoare, David a avut de războaie. În schimb, iată, acest rege din Tir, Hiram, a fost în pace cu regatul lui Israel, iar după moartea lui David, Hiram i-a trimis lui Solomon lemn de cedru pentru zidirea templului din Ierusalim. Așadar, primele menționări ale fenicienilor în uh, timpul împăraților lui Israel arată că aceștia se aflau într-o relație de pace și bună vecinătate. Uh, mai târziu, în cărțile profeților, Tirul apare ca un uh, regat prosper, dar și foarte idolatru, la fel ca și cel vecin cu el, uh, Sidon, ambele situate pe teritoriul Libanului de azi. De aceea Domnul sortește nimicirii acest oraș foarte important și extrem de bogat din Antichitate, așa cum găsim scris în cartea profetului Ezechiel în capitolul 26. În anul al 11-lea, în ziua 1 a lunii, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, pentru că tirul a zis despre Ierusalim, ha, ha, este zdrobită poarta popoarelor și se întoarce la mine, mă voi îmbogăți că cel a rămas pustiu. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, Iată că am necas pe tine, tirule, și voi aduce împotriva ta multe neamuri cum își ridică marea valurile. Ele vor dărâma zidurile tirului, îi vor surpa turnurile, îi voi răzui și țărâna și o voi face o stâncă goală. Va rămâne în mare ca un loc unde se vor întinde mreje de prins pește. Eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. Va fi prada neamurilor. Cetățile din ținutul lui vor fi trecute prin sabie și vor ști astfel că eu sunt Domnul iată o profeție împlinită parțial în timpul imperiului babilonian în jurul anului 600 înainte de Hristos. iar apoi încă o dată aceeași profeție s-a împlinit definitiv în timpul lui Alexandru cel mare asediul Tirului a fost una dintre cele mai grele sarcini ale grecilor în expansiunea lor spre răsărit iar în momentul în care Tirul a fost cucerit grecii au demolat practic orașul vechi, ceea ce avem astăzi este un oraș cu totul nou și la fel au stat lucrurile și în cazul Sidonului. Și aceasta este încă o cetate simbol pentru idolatria din timpul Vechiului Testament. Aici ar fi de remarcat faptul că, de exemplu, Izabela, soția regelui Ahab, era o prințesă venită din Sidon. Și iată încă o prorocie despre distrugerea acestor două cetăți. Aflate astăzi în sudul Libanului, în apropierea graniței cu Israelul. Iată prorocia, cuvântul Domnului despre țara Hadrak și va începe din Damasc. Căci Domnul are ochiul îndreptat asupra oamenilor și peste toate semințiile lui Israel. El se oprește și peste Hamat, care se mărginește cu Damascul, peste Tir și Sidon cu toată înțelepciunea lor. Tirul și-a zidit o întăritură, a îngrămădit agin ca pulberea și a urcat noroiul de pe ulice. Iată că Domnul va pune mâna pe el, îi va năpusti puterea în mare și el însuși va fi ars cu foc. Acestea, dragii mei, sunt profeții deja împlinite. Vom vedea însă mai târziu că mai sunt unele ce și așteaptă încă împlinirea sau eventual cea de-a doua împlinire, fiindcă există și acest lucru în scriptură, profeții care au o primă împlinire parțială și apoi o împlinire deplină totală, în vremea din urmă, în ziua aceea, așa cum se exprimau prorocii din timpul Vechiului Testament. Revenind la vremea antichității, cu privire la idolatria fenicienilor, ar mai fi de remarcat și faptul că una dintre zeitățile lor din Tir se numea Europa și era reprezentată de o femeie călare pe un taur care îl imagina pe Zeus. Era vorba de un mit cum Zeus, cel mai important dintre zei, s-a transformat într-un taur și a răpit o prințesă din tir pe care a dus-o departe de țara ei. Ei bine, această prințesă a purtat numele Europa, s-a transformat într-o zeiță, într-un obiect de închinare și este foarte interesant că în cazul continentului nostru acesta este singurul care are un nume de zeiță sau mai bine spus de idol păgân. De aici și toată această imagine pe care o putem vedea în diferite reprezentări a unei femei călare pe o fiară, pe un taur. Totul provine de aici, din tir, de la una dintre zeitățile care exista acolo, care era adorată și care se numea Europa. Îndreptându-ne către vremea Noului Testament, Domnul Isus însuși a mers în această zonă a orașelor Tir și Sidon, care fuseseră iată, reconstruite. Așa cum citim, de exemplu, în Matei, capitolul 7, Isus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Căci îndată o femeie, a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat, a auzit vorbindu-se despre el, și a venit de s-arunca la picioarele lui. Femeia aceasta era o grecoaică de obârșie siro-feniciană. Ea îl ruga să scoată pe dracul din fica ei și, în cele din urmă, Domnul, după ce o pune la încercare, îi ascultă rugăciunea și o eliberează pe fica acestei femei, care, iată, are menționată originea etnică, o grecoaică de o bârșie siro-feniciană. Avea, așadar, o origine feniciană. Și locuia în zona aceasta a Tirului și a Sidonului. Cu totul remarcabil faptul că Domnul Isus a depășit limitele statului Israel de astăzi și a ajuns până în părțile Tirului și ale Sidonului. Aceasta a fost în vremea Noului Testament, mai târziu, după perioada primilor creștini, după primele trei secole ale creștinismului. Libanul de azi a continuat să fie parte din Imperiul Roman de răsărit, numit și Bizantin, trecând apoi sub ocupație musulmană, unde a rămas cu scurtele întreruperi provocate de cruciadele europene de la începutul celui de-al doilea mileniu până în jurul anului 1200. Mai târziu a ajuns să facă parte din Imperiul Otoman sau Turcesc. La fel ca și Israelul, timp de exact 400 de ani, între 1517 și 1917. Și aici ar fi de precizat faptul că, în tot acest timp, a existat o puternică prezență creștină în zona Libanului și aceasta a continuat până în zilele noastre, până la apariția acestei organizații teroriste Hezbollah, care a pus, practic, majoritatea creștinilor pe fugă. I-au obligat să se mute din țară în Europa, în Statele Unite sau în alte țări occidentale. După căderea Imperiului Otoman în timpul primului război mondial, până la începutul celui de-al doilea război mondial, Libanul s-a aflat sub mandatul Franței, spre deosebire de Israel, aflat sub mandat britanic. De fapt, întregul Orient Mijlociu. A fost împărțit între Franța și Marea Britanie după primul război mondial. Nu este timpul să intrăm în detalii acum. Cert este că Libanul a fost sub zona de influență a Franței, de aceea nu ne surprinde că de fiecare dată când apare un conflict, Franța este țara care se implică activ în așa numite negocieri de pace. Ajungând la perioada modernă, în timpul. De după cel de-al doilea război mondial, Libanul și-a declarat independența în 1943 și uh, trupele străine uh, s-au retras uh, până în 1946, după care această țară s-a avântat alături de națiunile arabe într-un război de anihilare asupra statului nou înființat Israel. De remarcat așadar faptul că și Libanul a participat în. Uh, cele trei războaie principale împotriva Israelului. Mai întâi în 1948-49, armata libaneză a participat la invadarea Israelului alături de forțele Egiptului, Siriei și Transjordaniei, ceea ce se numește astăzi Iordania, însoțite de alți soldați veniți din diferite țări islamice. Armata libaneză a fost cea mai mică, având doar 3500 de soldați și a suferit o înfrângere severă, ca și celelalte țări. Mai târziu, în 1967, în războiul de șase zile, încă o dată Libanul s-a alăturat forțelor care au încercat să distrugă statul Israel, fiind vorba de circa 500.000 de soldați din Egipt, Siria, Iordania. Rezultatul îl știm din numele războiului. În numai șase zile, Israelul a reușit să-și înfrângă toți adversarii din jur și să-și extindă granițele, inclusiv în Ierusalim și în zona de nord, care este numită Înălțimile sau Platourile Golan. Apoi, în cel de-al treilea război major pe care Israelul l-a avut cu vecinii din jur, războiul de Yom Kippur, acesta a fost purtat de către Egipt și Siria, însă forțe de sprijin au venit și din celelalte țări musulmane, de data aceasta, Libanul n-a avut un rol important. Ceea ce ar fi de reținut însă este faptul că a existat această dorință, iată, de 76 de ani de la înființarea statului Israel de a distruge, practic, statul nou înființat, de a termina cu Israelul. Forțe armate din Liban s-au alăturat de fiecare dată în războaiele acestea care au fost purtate împotriva Israelului. Apoi avem ceea ce istoria recentă numește cele două războaie din Liban. Primul dintre acestea a avut loc în 1982 și a constat într-o acțiune militară armatei israeliene în sudul Libanului, menită să scoată din zonă forțele așa-numitei Organizații pentru Eliberarea Palestinei, forțe care organizau de acolo atentate teroriste în Galileea. În cadrul acestei incursiuni s-a ajuns până la Beirut, iar obiectivul a fost în cele din urmă atins. Conducerea palestiniană, în frunte cu Iaser Arafat, a plecat în exil în Tunisia, dar, în schimb, a apărut ceea ce se numește astăzi organizația Hezbollah. Mai târziu a avut loc și cel de-al doilea război, în 2006. A fost vorba și de această dată de o incursiune terestră a armatei israeliene produsă în urma unui atac al Hezbollah care a dus la moartea a 8 soldați și capturarea altor doi. Acest război a durat doar câteva săptămâni în vara anului 2006 și s-a încheiat cu o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite foarte cunoscută astăzi și citată de multe ori, rezoluția numărul 1701, prin care se prevedea retragerea la nord de râul Litanii a luptătorilor Hezbollah, lucru care nu a avut loc până astăzi, deși Nasrallah a semnat atunci actul. S-a dovedit că toate aceste negocieri nu fac decât să încheie ofensiva israeliană, dar de partea arabă nu s-a respectat niciodată acordul. În plus, forța de menținere a păcii, așezată în zonă, de către ONU, S-a dovedit încă o dată ineficientă, fiindcă nu s-a văzut deloc, de exemplu, în aceste ultime 11 luni de război, de când a început războiul din Gaza, organizația Hezbollah, la rândul ei, a început să bombardeze Israelul chiar de a doua zi, de pe 8 octombrie anul trecut, iar forțele de menținere a păcii au fost absolut inutile, n-au putut împiedica lansarea a cel puțin 7.000 de rachete către nordul Israelului. Și astfel am ajuns în actualitate. Există o mare problemă cu Hezbollah, așa numitul partid al lui Allah, apărut în 1982, finanțat și susținut de către regimul teocratic iranian. Scopul, ca și în cazul celor din Hamas, nu este deloc ascuns, ci proclamat foarte clar distrugerea statului Israel. Iată numai un citat din carta lor de organizare. În ce privește Libanul și Palestina, suntem angajați în principal în confruntarea cu Statele Unite, deoarece are cea mai mare influență printre puterile coloniale ale lumii și de asemenea cu Israelul, care este produsul sionismului mondial. Le vom distruge pe amândouă pentru viitorul nostru califat visat. Iată, scopul este distrugerea Statelor Unite și de asemenea a Israelului. Care ar fi urmările acestui lucru, instalarea unui califat visat de către populația arabă din zona Orientului Mijlociu și de către Turcia. De asemenea, practic, refacerea fostului Imperiu Otoman sau o altă formă de organizare în care musulmanii să domine practic toată regiunea și să pună capăt statului Israel în mod definitiv. Acesta este planul, acesta este celul pentru care ei militează și se luptă. Organizează tot felul de atentate teroriste și atacuri asupra Israelului, dar, de asemenea, organizația Hezbollah are și o aripă politică. A căutat să își spele cumva fața și a creat și un fel de partid politic care este prezent în Parlamentul din Beirut, în timp ce forța militară. Este cifrată la aproximativ 100.000 de, de soldați, concentrați în special în sudul Libanului, aproape de granița cu Israelul. Înainte de începerea conflictului de săptămâna trecută, s-a considerat că aceasta este practic un fel de armată organizată care a căpătat ceva experiență în războiul civil din Siria, unde s-a luptat alături de forțele guvernamentale ale. Președintelui Bashar al-Assad, iată că atacurile Israelului au dovedit că nu este vorba de o organizație extrem de puternică, așa cum se credea. Practic, în numai câteva zile, organizația Hezbollah a fost pusă într-o situație de inferioritate. Prezența Hezbollah în Liban a dus țara într-o stare de stat eșuat, de unde tot mai mulți oameni caută să fugă. Aproximativ 2 milioane de locuitori deja au plecat, mai rămân în jur de 5 milioane. În Liban economia practic nu mai funcționează, iar turismul este deja o aventură periculoasă, chiar dacă sunt foarte multe situri istorice de interes pentru cei pasionați. De reținut că Hezbollah este considerată o grupare teroristă nu doar de către Statele Unite, ci și de către Uniunea Europeană. Așa cum am spus mai devreme, Hezbollah s-a implicat imediat după atentatul comis în sudul Israelului, pe 7 octombrie anul trecut. Începând de a doua zi, au lansat cu regularitate rachete către nordul Israelului. Fapt care a determinat evacuarea localităților principale aflate la granița cu Libanul. Este vorba de un număr cifrat între 60.000 și 80.000 de locuitori evrei care, iată, de aproape un an se află departe de casele lor, o situație care nu poate fi susținută pe termen lung. De aceea, Israelul a decis în cele din urmă să atace în sudul Libanului, în cartierul general al organizației Hezbollah, aflat în orașul Beirut. Nu am să intru în detalii, știți toate evenimentele. Mai întâi a fost vorba de detonarea unor dispozitive de comunicare, apoi au fost înlăturați printr-un atac țintit câțiva dintre liderii cei mai importanți ai Hezbollah, iar în cele din urmă s-a continuat cu raiduri aeriene fără încetare în ultimele zile asupra lansatoarelor de rachete care au fost identificate. Bineînțeles că majoritatea se aflau în zone civile, și de aici o întreagă discuție. Din nou, presa a început să relateze că Israelul atacă civilii. Știm cu toții despre ce este vorba. Civilii au fost informați, li s-a spus să plece, cei care au fost atenți au evacuat zona, ceilalți au ales să formeze scuturi umane. De fapt, organizația Hezbollah nu are niciun fel de probleme să își folosească proprii locuitori pentru a face din ei scuturi umane, așa cum face și Hamas în Gaza de mai bine de 11 luni. Cu aceasta mergem către profețiile despre Liban, în mod special despre Tir și Sidon, orașe care se află în sudul Libanului, chiar în zona cu cea mai mare prezență a luptătorilor Hezbollah. Prima dintre acestea o găsim în Ezechiel, capitolul 26: Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: Când te voi preface într-o cetate pustie, ca cetățile care n-au locuitori, când voi ridica împotriva ta adâncul și când te vor acoperi apele cele mari, te voi coborâ împreună cu cei ce se coboară în groapă, la poporul de odinioară, și te voi așeza în adâncimile pământului, în singurătăți veșnice, lângă cei ce s-au coborât în groapă, ca să nu mai fi locuită. Și să nu te mai scoli în țara celor vii. Te voi nimici cu desăvârșire și nu vei mai fi. Te vor căuta și nu te vor mai găsi, zice Domnul Dumnezeu. Și evident, aici este vorba despre o distrugere totală, despre o nimicire cu desăvârșire, așa cum spune în versetul 21. Te voi nimici cu desăvârșire și nu vei mai fi. Te vor căuta și nu te vor mai găsi niciodată. Evident că lucrul acesta nu s-a întâmplat, se pot găsi atât orașele Tir și Sidon, sunt localități cu zeci de mii de locuitori. Prin urmare, singura interpretare ține de o ă, împlinire în viitor a unei distrugeri asupra acestor cetăți din sudul Libanului. De asemenea, avem menționată cetatea Tir în războiul din Psalmul 83, unde se unește într-o ultimă încercare de a distruge poporul Israel. Sună foarte cunoscut, este foarte actual. Veniți, zic ei, să-i nimicim din mijlocul neamurilor ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Se strâng toți cu o inimă, fac un legământ împotriva ta. Corturile lui Edom și Ismailiții, Moabul și Hagareniții, Gebal, Amon, Amalek, filistenii cu locuitorii Tirului. Observați, sunt menționați foarte clar locuitorii tirului, și este arătat scopul lor, distrugerea totală a evreilor ca națiune. Însă, în final, ajung ei înșiși să fie distruși. Și, bineînțeles, că ne putem gândi că aceasta ar fi o referință la organizația Hezbollah și la cei care se află în zona de sud a Libanului, având acest scop de a distruge statul Israel. Mai citesc încă o dată versetul 4. Veniți, zic ei, să-i nimicim din mijlocul neamurilor ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Este exact ceea ce visează, așa cum au spus în carta lor cei din Hezbollah, visează un califat din care să fie șters, practic, numele lui Israel. De remarcat că această profeție s-ar putea împlini ad literam, având în vedere și faptul că unii dintre liderii evrei au declarat că, în cazul unui război total, Libanul se va întoarce înapoi în epoca de piatră. Sună foarte cunoscut, este practic o imagine a unei distrugeri totale. Iată încă o profeție în aceeași direcție, în cartea profetului Amos. Așa vorbește domnul, pentru trei nelegiuiri ale tirului, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toți oamenii prinși de război și i-au dat domului și nu s-au gândit la legământul frățesc. De aceea voi trimite foc în zidurile tirului și va mistui palatele. Și observați cât de actual este acest verset 10. Există foc trimis în zidurile tirului și palate mistuite. E vorba de clădiri scumpe în Liban. Dragii mei, aceasta a fost o țară foarte prosperă comparată în trecut cu Elveția, chiar s-a spus că ar fi Elveția Orientului Mijlociu, și iată, toate clădirile acestea, numite aici palate, ajung să fie distruse. De aceea voi trimite foc în zidurile tirului și va mistui palatele. Și în final, încă o profeție privitoare la ce se va întâmpla cu Libanul în vremea din urmă în capitolul 27 din Ezechiel, mai întâi versetul 3, spune tirului, tu care stai pe malul mării și faci negoți cu popoarele unui număr mare de ostroave. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, tirule, tu ziceai, eu sunt de o desăvârșită frumusețe. Iată, o țară prosperă care era implicată în comerț și care se îmbogățea de pe urma acestuia. În ultimele versete ale capitolului, începând cu versetul 34, se arată starea de distrugere a acestui oraș, a acestei cetății antice. Acum însă ești sfărâmat de mări, negoțul tău a pierit în adâncimea apelor și toată mulțimea ta de oameni s-a cufundat odată cu tine. Toți locuitorii ostroavelor stau mărmuriți din pricina ta, împărații lor stau cu părul vâlvoi de groază și le tremură fața. Negustorii popoarelor fluieră asupra ta, ești nimicit de tot și te-ai dus pentru totdeauna. Și din nou putem spune că într-un fel profeția s-a împlinit în vremea babilonienilor care au distrus tirul, apoi mai ales în vremea lui Alexandru cel Mare care de asemenea a atacat și a cucerit vechea cetate numită tir, însă are și un aspect viitor. Am citit în ultimul verset despre tir că este nimicit de tot și s-a dus pentru totdeauna. Acest lucru încă nu s-a întâmplat, evident, n-a fost nimicit pentru totdeauna, s-a reconstruit așa cum am văzut exista în timpul Noului Testament. Prin urmare, dragii mei, toate aceste profeții vorbesc despre o nimicire totală, despre o distrugere finală a Tirului, a Sidonului, a sudului Libanului. Și lucrul acesta se poate întâmpla în orice moment dacă se va ajunge la un război total între Israel și organizația Hezbollah. Sigur, acum este în discuție un armistițiu, vom vedea cât va dura, dacă se va putea implementa, însă, în final, mai devreme sau mai târziu, se va ajunge în acest punct. Israel va trebui să înfrunte în mod decisiv organizația Hezbollah, pentru că aici nu este loc de pace, fiindcă, așa cum am spus, liderii Hezbollah au proclamat scopul lor și anume distrugerea statului Israel. Nu se poate negocia pacea, sigur vor fi tot felul de armistiții temporare, dar finalul este arătat clar în scriptură, va fi vorba de un război total, de o nimicire definitivă a sudului Libanului. Dumnezeu a lăsat scris în scriptură lucrurile acestea ca noi să știm că istoria este în mâinile sale, că toate evenimentele acestea la care asistăm și pe care le vedem la știri nu sunt aleatorii, nu se întâmplă pur și simplu, ci sunt rânduite de el, îngăduite de el. Nu că Dumnezeu iubește războiul, el iubește pacea, însă oamenii culeg rodul păcatelor lor și al întunericului în care au ales să trăiască. De aceea există aceste războaie, iar Israelul trebuie să se apere, el trebuie să continue să existe în țara sfântă, în țara promisă lor, pentru a împlini planul profetic al lui Dumnezeu pentru vremea din urmă. Așadar, asistăm la împlinirea acestor profeții, în continuare le vom vedea împlinindu-se. Întrebarea care se pune este ce putem face noi sau ce se așteaptă din partea noastră, văzând cum profețiile se împlinesc, cum istoria merge către punctul acesta culminant al finalului ei, în care Domnul va reveni și își va instaura împărăția sa de o mie de ani, bineînțeles după ce va judeca lumea aceasta timp de șapte ani în ceea ce este numit Marele Necaz. Ce putem face noi știind că trăim aceste vremuri din urmă? În primul rând să ne asigurăm că suntem pregătiți pentru revenirea Domnului. Nu este niciun eveniment, dragii mei, care să coreleze direct venirea Domnului pentru biserica sa cu vreunul dintre aceste războaie toate acestea ne indică faptul că suntem în vremea din urmă, iar Domnul poate să se întoarcă oricând pentru a-și lua biserica acasă. Nu este niciun semn profetic, în mod special pentru răpirea bisericii, iar toate aceste semne indică doar vremea din urmă. Așadar, trebuie să existe o pregătire personală a fiecărui om pentru momentul acesta, să fie o întoarcere la Dumnezeu reală, cu o pocăință adevărată, profundă și de durată, o reală schimbare a vieții pe care Scriptura o numește naștere din nou, ca să putem fi pregătiți pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh atunci când El își va chema biserica acasă. În al doilea rând, trebuie ca și creștini să ne rugăm ca mulți libanezi să fie cercetați pentru a se întoarce la Dumnezeu înainte de a fi prea târziu. Sigur, majoritatea sunt mânați de ură, însă există în continuare și acolo comunități creștine, există și oameni care nu iau parte pur și simplu la acest război, care trebuie să suporte prezența Hezbollah, deși nu sunt de acord cu ea. Să ne rugăm pentru toți aceștia ca vremurile grele prin care trec fuga aceasta, exodul lor către nord, să-i ajute să se apropie de Dumnezeu, să găsească această cale care este Domnul Isus, mântuirea prin credința în jertfa sa. Domnul să se îndure, să-și arate slava în Israel, în Liban și de asemenea în întunecimea aceasta care a cuprins lumea civilizată. El să ne ajute pe toți să înțelegem ce vremuri trăim, cât de aproape este revenirea sa, să ne îndreptăm astfel privirile în sus și să spunem din toată inima, vino Doamne Iisuse, amin.